Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că toate județele au stabilit săptămânile din luna februarie anului școlar următor, în care elevii vor avea vacanța de o săptămână. Astfel, elevii din județul Suceava vor fi în vacanță în cea de-a doua săptămână a lunii februarie. Stabilirea vacanței în cea de-a doua săptămână a lunii februarie a fost o decizie luată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, după consultări cu părinți, elevi și cu toți cei implicați în educație. De asemenea, tot atunci vor fi în vacanță și elevii din Ilfov. Alte 30 de județe au decis ca vacanța din luna februarie să fie în ultima săptămână, iar alte 10 au decis ca vacanța să fie în cea de-a treia săptămână.